Un grav accident de circulație s-a produs în seara de duminică, 14 februarie, la intersecția drumului județean Boiu Mare, Mesteac în Baia Mare. Două persoane nevinovate, mamă și fiică, au fost preluate de un echipaj al ambulanței și au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. Bărbatul, angajat al jandarmeriei Maramureș, se deplasa pe drumul județean la volanul unui autoturism. Ulterior, a pătruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un autoturism care circula regulamentar din direcția Șomcuta Mare-Dej și era condus de un bărbat. În urma impactului, soția șoferului și fiica acestuia, pasagere în autoturism, au suferit leziuni corporale, fiind preluate de echipajul ambulanței din Șomcuta Mare. Cele două au fost duse la spital. Polițiștii l-au testat pe șoferul vinovat cu aparatul etilotest. Uluitor este faptul că acesta consumase băuturi alcoolice chiar înainte de a se urca la volan. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit dosar de urmărire penală pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.